De ce biserica, în mod tradițional, ea se pliază, se împrietenește cu puterea, fie monarhie, fie stat? Cum crezi că ar vedea totuși o societate mai, cu un stat minimal sau cu un stat care dispare treptat? Cum crezi că ar vedea o Da, societate? în primul rând aș avea rezerve, știi, la ideea asta că biserica caută, să zic, această alianță între throne and altar, da? Între tron și altar, cum se zice. E o discuție care trebuie nuanțată pe, nu știu, protestantism, catolicism, ortodoxie, dar în Hai să luăm general. ortodoxia, că aici publicul e român. Da, Ortodoxia, de exemplu, a mers pe această idee a sinfoniei imperiale, care a fost interpretată destul de prost în vest, ca un fel de aservire totală a bisericii sub mâna statului, deci un fel de cezaropapism, cum se zice. Pe când eventual în vest greșeala ar fi fost papo-cezarism, da? Papa să internalizeze instrumentul etatic și să fie biserica deasupra statului. Dar atitudinea ortodoxă a fost mai degrabă de tipul mă interesează problema fundamentală pentru care sunt eu prezent ca biserică aici pe pământ și câtă vreme statul nu aduce atingere acestei probleme, celelalte sunt complet secundare. Pentru că misiunea bisericii pe pământ nu e nici politică, nici medicală, nici culturală, nici umanitară, nici socială, nici artistică, nici nimic, ci e de prezentare a adevărurilor de credință și de menținere a celor practici care s-au instituit prin Hristos și apostoli de la începutul creștinismului. Acelea sunt miezul tare. Deci, și biserica a avut atitudine de tip următor. Dacă statul a încercat să intre în acel nucleu tur, atunci rezistența mai tare ca ortodoxii n-a furnizat nimeni. Dacă nu s-a atins statul de acel nucleu dur, biserica a fost foarte îngăduitoare, a plecat capul. Adică nu e revoluționară, nu e revendicativă din acest punct de vedere. Și aici am putea zice că datorită acestei atitudini, în zonele ortodoxe, există mai puțin cultura discuției în termeni de drepturi, în termeni de economie, de eficiență de, și așa mai departe, pentru că rămâne centrală căutarea asta a virtuții și mântuirii în viața creștinească și câtă vreme asta nu e fundamental atinsă, nu se fac valuri mari sau nu s-au făcut valuri mari. Asta nu înseamnă că poate nu există o combinație mai bună între cele două. De asta ziceam, nucleul dur al bisericii, monahii și preoții și să se ocupe în continuare de sarcina numărul unu a bisericii, ca să zicem așa, iar laicii din biserică să se ocupe, fiind implicați, și de marginile astea economice, juridice, artistice, civilizaționale și așa mai departe. Dar, repet, când statul începe să treacă să atace adevărurile de credință, riposta statului este de obicei destul de dură. Și sunt multiple exemple în istorie în care episcopii, călugării se iau literalmente de piept cu împărați, cu Da, regi și așa mai departe. Îi cateresc, îi pun la pocăință, îi afurisesc și așa mai departe.